Doamnelor și domnilor, stimați chișinăuieni, candidatul la funcția de președinte a Republicii Moldova, Renato Usatăi. Bună seara, Chișinău! Dizolvarea Parlamentului este o bază foarte importantă pentru schimbările viitoare, deoarece noi suntem obligați. O parte să-i băgăm la pușcărie, alții să-i trimitem acasă la pensie. Astăzi avem o singură soluție de a lichida CNA-ul și să creăm o structură nouă sănătoasă din ofițeri buni de la CNA care sunt, din unii ofițeri de la MAI, unii procurori, unii colaboratori SIS. Dacă nu erau la muncă sute de mii de cetățeni în toate colțurile lumii, Republica Moldova de mult dispărea. Cetățenii din diaspora se vor întoarce în țară când vor vedea ca un loc de muncă. Cetățenii din țară nu vor pleca dacă vor vedea că Republica Moldova se dezvoltă. Dacă diaspora va vedea schimbări reale, toți vor fi acasă alături de părinți și de copii. Tot ce depinde de mine, eu vă asigur că eu am trecut prin asta și eu știu ce înseamnă. Eu nu mint și nu o să vă mint niciodată. Hulubașii ăștia, cât mai repede noi îi pierdem pe tăți din parlament, guvern, președinții, cu atât mai repede lumea să aibă șansă la o altă viață. Așa că noi avem pentru și să îi împachetăm și să îi împachetăm așa important să nu-ți termine scociul prin magazinii de vânzare. Votăm Renato Usatăi, candidatul numărul 1 în buletinul de vot.